Am ascultat în seara aceasta, unul dintre ele zice: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Cu siguranță, textul sfânt nu are în vedere nici petrecerea, nici mâncarea și nici băutura. Toate Sfintele Evanghelii ne vorbesc despre faptul că vineri seara, când Mântuitorul a fost pus într-un mormânt nou, s-a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și mai mult, la porunca sau la cererea mai marilor iudeilor, a fost pecetluită piatra, adică s-a pus un zăvor peste ea, de frică, ziceau iudeii, ca nu cumva să vină prietenii Mântuitorului, apostolii sau alții, să-l fure noaptea și să spună după aceea că a înviat, pentru că argumentau ei, romanilor, care erau autoritatea ocupantă, va fi mai mare rătăcirea a doua ca prima.
Adică dacă până acum Mântuitorul sau Iisus Hristos acesta ne-a dat atâta bătaie de cap, dacă vor mai spune că așa înviat, e nenorocire mare să facem revoluție. Așa au pecetuit piatra. Se vede că femeile acestea mironosițe n-au ținut seama de aceste lucruri. Ceea ce arată, ceea ce denotă din partea lor, cel puțin două lucruri importante. Unu, dragostea lor nemărginită pentru Hristos. Nu s-au gândit la nicio dificultate. Unde mai pui că mormântul era păzit de ostași romani înarmați? Acest lucru ne arată curajul lor, pe lângă dragostea pe care au avut-o față de Mântuitorul și curajul lor. Așa încât ele au pornit fără să gândească prea mult, pentru că îl iubeau prea mult și pentru că nu se temeau, au pornit spre locul de unde veni să vină ultimele. S-au dus duminică dis de dimineață, după ce a trecut sâmbăta, când evreii nu făceau nimic. Surpriză mare! Ajunse acolo, piatra era dată la o parte, așa cum am auzit din Evanghelia de la Matei în seara aceasta, iar în locul Mântuitorului, pe piatra mormântului, dată la o parte, au găsit un înger, un veșmânt luminos, care le-a spus că a înviat. De spaimă și de bucurie, s-au întors să ajungă în Ierusalim cât mai repede, de fapt și îngerul le cere acest lucru, și să le spună apostolilor că a înviat, că tot ce le-a spus e adevărat, că ei nu trebuiau să fugă, că nu trebuiau să-l părăsească. Și celelalte, să-i încredințeze despre faptul învierii. Și nu fac mult drum și întâlnesc pe Mântuitorul înviat, care li se adresează cu cuvântul: bucurați-vă! Bucurați-vă, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne veselim, oameni de știință, dar care avem credință, trebuie să ne gândim mintea și cu sufletul nostru la realitatea învierii și să o facem să fie și învierea noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu la toți. Hristos a înviat! Dumnezeu înțelepțite, cu miruri către tine au alergat și bucurându-se s-au închinat ție, Dumnezeului celui viu, pe care ca pe un corp cu lacrimi te căutau. Și pașile cele de taină ucenicilor tăi Hristoase le-au bine vestit. Hristos a înviat din morți, răsuim omorârea morții, spărăm marea iadului și începătura de vieți veșnice. Saltând lăudăm pe pricinuitorul, cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Hristos a înviat din morți, că este desfânte cu adevărat, și întru totul prăznuită această noapte, de mântuire și strălucită, mai înainte vestitoare, fiind a zilei celei purtătoare de lumină, a învierii, în care lumina cea fără de ani, din mormânt cu trupul, Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Hristos a
Să ajungem în slujirea orice forță de mișcare.
să răspândim în jur Miezului și Lumina. Nu.
Maria.